Consiliul Local al Municipiului Rădăuți a fost convocat în ședință extraordinară miercuri 13 noiembrie. Ședința a avut loc în sala de ședințe din cadrul primăriei și a avut pe ordinea de zi 3 proiecte de hotărâre. În cadrul ședinței, consilierul Martinescu Paul Tudor a depus jurământul pentru noul mandat, întrucât la ședința de învestire a Consiliului Local, acesta a absentat motivat. Celelalte două proiecte au vizat Spitalul Municipal Rădăuți. Prin dispoziția primarului numărul 924 din 13.11.2024 a fost convocat de îndată Consiliul Local în ședință extraordinară în aceeași dată la ora 15. Pe ordinea de zi au fost 3 puncte. La punctul 1, depunerea jurământului de credință de către consilierul validat domnul Martinescu Paul Tudor. La punctul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Rădăuți și completarea listei de investiții a Spitalului Municipal Sfântul Dr. Cosma și Damian Rădăuți. Iar la punctul 3, proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție al Spitalului Municipal Sfinții Dr. Cosma și Damian Rădăuți. Ședința s-a desfășurat statutar, toate punctele de pe ordinea de zi, cele două proiecte de pe ordinea de zi au fost aprobate. Și, bineînțeles, la începutul ședinței, domnul Martinescu Paul Tudor, consilier validat, a depus jurământul.